Am abordat și acest subiect cu Cristi. Este în legătură directă cu noi, pentru că vreau să-i cer și lui punctul de vedere. Așa e normal într-o discuție. Colega mea, Mihaela Coposciuc, este alături de el. Eu vreau să-l întreb, bună seara amândura, Mihaela, dă voie să-l întreb pe Cristi un lucru. Bună seara. De ce nu poate el să se rupă de povestea asta cu Mariana și tot mai apare în presă, ba că Mariana îl șantajează, ba nu știu ce, uite, Mariana așa are făcut viața. Gata. Da, Mariana și-a refăcut viața, ba era cu un tânăr cu 20 de ani mai tânăr decât ea, acum cu unul de 14 ani, mâine poi mâine cu unul de 25 și așa nu mai departe. Nu te privește pe tine, asta este viața mea, fac ce vreau cu ea. Lasă-mă să vorbesc, te rog. Doar Dumnezeu dacă decide pentru mine, să vorbesc, nu tu. Nu mai spune nimic. Țața Frosa, da? Care m-ai vârfit pe mine după ce ai luat bani din televiziuni, unde în televiziune ai ajuns prin mine și cu mine, știi? Despre mine? Culmea obrăzniciei. Ai vorbit despre mine și am fost chemat, da? Păi am avut ce să vorbesc despre tine penale, pentru că tu nu știi vrei, să te porți, mă băiatule. Nu mă lasă să vorbesc. De ce nu mă lasă să vorbesc? Dar pentru ce să te lasă să vorbești? Ai vorbit pentru prea mult că m-ai lovit, acum, da? Pentru că m-ai sechestrat în casa, dacă da, pentru că lovit, mi-ai confiscat telefoanele și ai dat tu mesaje de pe telefoanele mele, pe telefoanele tale dacă și te-ai dus lovit, aceste de ce mi-a venit mesaje la poliție. Rezultatul de la parchet, da? Scoaterea de sub urmărire penală. Nu-i nimic, că mai ai un dosar, cel de-al patrulea. Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau violențe prevăzute de articolul 180 alineatul 2 din Codul Penal, da? Și cea de-a doua plângere care mi-a venit ieri, cea cu violare de domiciliu. S-a dat nu, draga mea, da? L-aștept pe eu nu sunt draga ta, mă, idiotule. Ai da? Înțeles? Imbecil needucat. Da? Și nu mai îmi da câte 1000 de mesaje. Mariana, tu mi-ai dat de ieri până nu, astăzi. Am eu vreo 2000 de mesaje de la tine de curând, da? 1000 de mesaje. 1000, da. Cu I love you, cu dar tu câte mesaje ai la mine? Tine, că mi-ai dat acum ce, două nopți mesaje. Păi, nu mă mai caută. Mariana, nu mai puțin. Fără să jignim. Și Cristi, ea ți-a dat mesaje acum, ai spus că ți-a dat mesaje acum două luni. Acum două luni era acum două luni. Nu, acum două zile am spus. Am mesaje de curând. Ți-am răspuns la mesaje să mă lași în pace, da? Ah, deci mi-ai dat mesaje până la urmă. Te-am întrebat pentru ce mă urmărești în Cismigiu timp de două ore? Eram împreună eram cu Cătălin? Eram în Cismigiu cu cineva, da? Adică era o a fost o coincidență? Da, nu a fost o coincidență și l-am urmărit pe acest Cătălin. Ore, și știi ce este acest Cătălin? Este un taximetrist, da? L-am văzut că a luat o Dacie și de la Pelicanu. Asta și care e problema? Care e problema ta, mea să fie taximetrist? Că spune mie că eu sunt un salahor și nu știu ce ești. Să ne lămurim cu taximetriști, ce orizont ai tu? Tot felul de puștan și cu asta va asta, da? Ce plan de viitor ai tu? Să ne lămurim, dragă domnule. Am vreo 3 mașini la Pelicanu, ca să fie clar ție, sunt ale mele, personale. Poftim? Așa, și care sunt mașinile ești, mele? A, de ce ai avut mașina la 300 de, kilo, de, 300 de metri de blocul ei? De ce ai avut parcată mașina? Auzi, fiind într-o zonă centrală, adică în Cismigiu, să-mi vadă lumea, sunt mașinile mele. Auzi, dragă domnule masăr, tu prin ce te-ai făcut cunoscut? Sunt mașinile mele. Sunt Ziana Buruiană? Stai o secundă. Fiind... Nu stau având secundă, trei mașini pe taxi, nu ce mine. Mașină vreau tu eu, înțelegi? Cu mine, da? Da, nu mai puțin, că vreau și eu să intervin. Cristi, nu mai puțin. Mariana, Cătălin, Cristi, vreau și eu, Cătălin, vreau și eu să intervin și să spun un singur lucru. Bun, în principiu, dacă voi doi ați terminat relația, eu nu văd care e problema ta dacă ea ar umbla cu un taximetrist. Păi stai puțin, am terminat relația, dar a făcut presiune asupra mea, l-a pus pe cineva să mă sune cu număr necunoscut, acea persoană mi-a recunoscut că Mariana l-a pus să mă sune, da? Și nu e prima oară, mi-a făcut și pe Facebook. Nu pot să-l las să vorbească pentru că este un tip ce... atât de vinovat și pentru că nu mă lasă în pace deloc și mă deranjez continuu. Eu mă duc acum să aduc Flori, care telefoanele să mobile în care vă arăt tuturor câte mesaje am primit în două zile. Câte mesaje ai primit? Lasă, dragă, că eu ți-am trimis mesaje frumoase. Da? Dar tu ce mesaje mi-ai trimis? Că m-ai înjurat de mama? Auzi, m-ai înjurat de mama, e frumos din partea ta? De 200 de ori ți-a trimis I love you? S-a trimis mie I love you? Hai să spun ceva, normal? Am Mariana, făcut asta, da, am făcut asta pentru că ai declarat că eu într-o oră îți trimit 100 de mesaje. Harry Potter, cap de mort, măi, cap de mort. I-a zis că are Lechino, i-a zis că e personaj din Goldoni, i-a zis că are Lechino. Noi când eram în Cismigiu al Arterii, când eram cu câinele la plimbare în Cismigiu, eram într-o parte a parcului. Când plimbai câinele? Ăsta era după noi. Eu îmi plimb câinele. Mergeam în altă parte. Și eu am câine, nu e rușine să plimb. Din potrivă, eu mă Cristi, te rog frumos. Da? Te rog frumos. Auzi, dar tu când faci masaj cumva, mai pipăiești nu, bărbatul pe... Nu, 15 lei. Când faci masaj pe 15 lei, tu ce ești? Ești necalificat. Nu ești masăr. Draga mea, eu n-am făcut masaje nicăieri, da? Poate sunt niște fetișuri ale lui, cine știe.
dacă tot ce ai declarat în cancan este exact ce ai făcut tu, da? Cu obiecte, cu nu, nu, Cristi, îmi pare foarte rău. Această, nu vreau să deturnăm această discuție pe teme sexuale la ora asta, pentru că, să fiu foarte sincer, nu mă interesează viața ta sexuală și viața sexuală a nimănui. Punct. Deci dacă el n-ar putea vorbi decât despre asta. El altceva nu știe de la viață. În afară de sex, altceva el nu mai știe. Așa că fiecare vorbește din ceea ce a învățat. Bun, Cristi, ai recunoscut că i-ai dat vreo 200 de mesaje cu I love you. De ce ar face un om chestia asta a fostei lui iubit? Iubite? Cine a râs? Dar nu i-am trimis niciun mesaj. Cred că și l-a trimis singură, era cu mine noaptea respectivă. Poftim, și cu asta, aici. Asta. Te rog, te rog, Mariana. Ce e acolo, draga mea? Stai să vezi ce înregistrare audio urmează cu tine când spui că mă linșezi. Asta e amenințare. Când rup picioarele. Asta e amenințare. Da, amenințare, o să fac 3 plângeri penale, vă dau cuvântul meu. Fur calificat, amenințări, da, de moarte. Dar ce ți-a furat? Am o înregistrare când îmi cere bani să fac dragoste cu ea. Da? Îmi spune dacă că de ce nu știi tariful meu? Îmi spune, dar ce nu știi tariful meu este public? Mariana, te rog să ne arăți mesajele care au un limbaj decent. Știi din ce motiv? Acele 250 de mesaje de aseară până astăzi cu I love you. Vă rog, priviți. Și imediat, mă, draga mea, că imediat, numai o secundă să mine, numai puțin. Numărul de mesaje date. Cât? Să acoperim cumva numărul, numai puțin, numai puțin, numai puțin. Nu, nu este numărul, este să se vadă ce la microfon, te rog. Ce număr, ce cantitate. 257 de mesaje necitite. Nu le-ai citit. Să citești I love you de 250 de ori. Eu nici nu știu engleză, nu știu ce înseamnă I love you. Auzi, I love you nu înseamnă Mihaela, că nu știu. Mihaela, spune-i tu, te rog, explică-i ce înseamnă I love you. Știi ce înseamnă I love you? I love you înseamnă, te rog frumos, lasă-mă în pace, mă, băiatule. Vezi-ți de drum și de viața ta, asta înseamnă I love you. I love you că am scăpat de tine, probabil, știi? Păi, ceva de stai puțin, că se bat cap în cap declarația ta. Cum ai scăpat prima, de ea, Mariana, dacă îi dai 257 de mesaje? Mondial, da, eu înțeleg repede, mesaje, știi, fac niște conexii rapide la creier. Eu aș fi înțeles dacă îmi spunea o singură dată, dar pentru că nu am nevoie să-mi spună nici măcar o singură dată I love you, eu îi spun doar atât, vezi-ți de drum. Și lasă-mă în pace și uită-mă. A, până acum ai înțeles? Pentru că între mine și tine nu mai există nimic decât o groaznică dușmănie. Foarte ură, da, partea, Cristi, da? Tu ai făcut o obsesie pentru Mariana? N-am nicio obsesie pentru Mariana, am făcut puțin mișto de ea. Cum face și ea mișto în presă despre mine, că eu fac lucrurile respective, stai mai că puțin, sunt puncte, mai puțin. Puncte, am o rugăminte, vă rog să-l dați pe Cristi, să dați cadru cu Cristi pe ecran, numai puțin. Ai un iepuraș pe un ursuleț pe umăr. Da. Vezi, Simona se leagă totul, masaje la bărbați, iepurași și roz. Auzi, tu vorbești mult prost și fără roz, măi băiatule, da? Păi la studiile lui, dacă 3 ani de facultate de teatru cu tine, care ai intrat și tu în scandal. Dacă mă mai urmărești data viitoare, auzi, dacă mă mai urmărești data viitoare, hai să spun ceva, eu așteptam pe Mariana acasă la ea și ea venea dimineața, măi băiatule, umbla cu tot felul de individ. Nu, tu ești un incult, tu ai 3 ani de facultate de teatru, da, el are 8 clase și tu ești un incult, el îți spune că ești un incult, înseamnă că și tu ești, vai de staua ta, pentru că ai stat cu un incult 2 ani de zile, da? Dacă eu sunt oligofren, care a apărut în fața camerelor. Vă rog frumos, un nerușinat și un nesimțit, care a apărut Mariana, în fața camerelor, fără ca să ai niciun merit, eu cred ești că putem un om care n-ai apucit niciodată absolut nimic, te zici, scandal! Mie mi se pare că suntem ca într-o piesă de teatru, jur. Oricum nu vă înțeleg, nu se înțelege nimic, dacă nu... Hai, hai să... Întrebare cheie în această piesă de teatru. Cum se va termina această poveste? Vă rog să-mi răspundeți pe rând. Încep cu doamna Mariana Moculescu. Cristi, lasă-mă, dragă, să dau și eu vorba unei femei. Daia, daia. Ok. Cu Love Addiction. Ai cuvântul. Vorbește în română, că nu te înțeleg. Vorbește în limbi străine și nu înțeleg. Cristi, ai încurcat-o. Da, se lavi. A spus că mă amenință, da? Păi am înregistrat că mă amenință, deci eu trebuie să fac plângere, nu, trebuie să deci fac plângere penală. Ar trebui să-i spunem lui Cristi ce a spus Mariana pentru că nu a înțeles. Nici n-am auzit ce a spus pentru că... Ei, a fost un pupic, ce să audă? Trebuia să vadă, nu să audă. Pupic. Nu, n-am văzut, nu o văd, nu aud. Da. Și încă ceva, eu trebuie să iau măsuri de siguranță, asta e cam bancul ăla penală, pentru că am fost amenințat de această femeie. Dar și tu ai amenințat-o. Această femeie e diabolică aia pentru mine. Da, o iubești? O iubești de 257 de ori. De iubire. Păi i-am trimis mesajele alea de iubire
Că adică am scăpat de ea, în sfârșit am scăpat de ea. Te iubesc că am scăpat de tine. N-am putut să scriu că am scăpat de tine, că nu știu să scriu Mariana, în engleză. Eu zic că trebuie să-ți schimb număr de telefon. Da. Bravo, Simona. Multă lume mi-a spus asta. Am zis, doamne, știi că am numărul dat la sute de oameni și așa. Deci o să te întrebuiesc ca să și știi ce mi-a răspuns? Nu individul. Voi afla din televiziune numărul tău. Ce vorbești? Cum adică televiziunea o să-ți dea ție vreodată numărul meu de telefon? Nu va scăpa de tine, nu va scăpa, nu vei scăpa de el, cum nici tu nu vei scăpa, cum nici el nu va scăpa de tine. Auzi ce a zis domnul Cristi Marin? Eu chiar o rog să-și schimbe numărul de telefon pentru că nu l-am dăruit eu. Nu avem dovezi că e bolnav. Vrei să scapi? Ba da, prin atitudine. Da, vreau să scap de el. Cum să nu? Asta e cea mai bună dovadă. Vreau să scap de tine. O să schimb eu numărul înainte să ți-l schimb. N-ai da? Decât, scumpete, deci te rog frumos, nu mai îmi da mesaje și nu mă mai suna cu număr ascuns, sute de scumpițo, telefoane. Scumpițo, deci, scumpițule, da, oameni buni, oameni buni. Vezi-ți de viața ta, dragă. Nu mai bine vă retrageți și tu plângerea penală și el plângerea penală și vă vedeți fiecare de viața lui. Nu, 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 nu. Nu? Nu? Un astfel de prost, răspund, nu scap așa ușor prost ăsta. Plângerea a treia e caz, scrisoarea a treia, adică e... E complicat, v-am trebuie spus să învețe, că... Trebuie să învețe că în viață o femeie nu se lovește, o femeie nu se jicnește, o femeie nu se sechestrează unde într-un apartament, draga, o femeie nu se târăște de păr, nu se dau palme, pur, da, nu, da, nu se întorc mâinile pe dos, degetele pe dos, asta le vei învăța, hai să vezi tu. Justiția și-a făcut datoria, da, și mulțumesc pe această justiția, cale secției 3 de justiția este eternă, dragă, să știi. Și mai există și acea justiție divină, ai înțeles? În afară, tu cu mine să nu vorbești pe tema asta, pe subiectul ăsta. Divină, că nu ești, nu ești tu corect, pe mine, și nu ești tu cu mine, da? Nu stai de vorbă pe acest de ce subiect. Amintește-ți ce spun. Camere, ce răspunsuri ai primit și tu, ca și mine, da? De ce nu vi să arăți acum? Dacă era să fiu eu vinovat, imediat spune. Ia uitați, domne, vedeți că m-a lovit? Ai fost la IML, ai avut 3-4 zile. Măi, prostule, încetează să mai vorbești tu înaintea mea. Și Nidia a fost martoră pentru mine la cea de-a doua plângere. Încetează să mai vorbești tu înaintea mea. Vezi că te înregistrez, da? Ai grijă. Imbecilule! Nu, hai să nu ne mai jignim. Mariana, imbecil! Mariana, îți stă mult mai bine când ești relaxată. Nu, nu, sunt relaxată când văd un dobitoc. Nu, te rog din suflet. A reușit să te enervezi? Hai să ne calmăm, gata, hai să ne oprim. Uite, tu nu vezi că ăsta e scopul lui. Cred că e suficient. Scopul lui să te enervezi. Nu, cred că cel mai... A avut dreptate, Horia, când a spus că ești... Nu, te rog, asta ești, o lepră. Alo, eu o să pun bierea. Eu o să pun bipuri. Știi de ce? Pentru că nu ai caracter, mă. Bun. Ești ultimul om. Hai. Și când spune Horia, crede-mă, este grav. Știți ceva? Atât de tânăr, dar atât de bătrân. Decât să ne certăm, mai bine.